Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat miercuri că o firmă din Iași a câștigat licitația pentru studiul de fezabilitate pentru parcarea supraterană de pe strada Ștefan Tomșa. El a spus că studiul de fezabilitate va trebui finalizat în 90 de zile și va costa 118.000 de lei. Primarul a precizat că ulterior se va aproba în Consiliul Local hotărârea privind indicatorii tehnico-economici, iar în paralel se vor face despăgubirile proprietarilor ale căror garaje vor fi demolate. Vom începe demolarea garajelor. Încă discutăm soluțiile juridice, dar în perioada următoare vom demola și garajele, astfel încât după ce aprobăm acest studiu de fezabilitate să avem terenul liber de sarcini, să putem merge la faza de proiectare tehnică, să putem continua cu parcarea supraterană numărul 1 a primăriei municipiului Suceava, a declarat primarul. O prioritate pentru primărie, reprezintă realizarea parcării supraterane, a avut o licitație pentru studiul de fezabilitate, deci am aprobat planul urbanistic zonal pentru parcarea pe Ștefan Tomșa din apropierea primăriei, a avut licitația pentru studiul de fezabilitate, parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa, a fost câștigată de către SCIM Design Studio SRL Iași, care pentru suma de 118.500 de lei, în termen de 90 de zile, trebuie să facă acest studiu de fezabilitate. După care intrăm în Consiliul Local să aprobăm indicatorii. În paralel cu asta, avem pregătiți bani pentru a da acele despăgubiri la oamenii garaje. Vom începe demararea garajelor, încă discutăm soluțiile juridice, dar vom demara în perioada următoare să terminăm și garajele, așa fel încât, după ce aprobăm acest studiu de fezabilitate, să avem terenul liber de sarcini, să putem merge la partea de proiectare tehnică, să putem continua cu parcarea supraterană, da, numărul 1 a primăriei municipiului Suceava.